În urmă cu 2 săptămâni, Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat a fost desemnat unitate tampon exclusiv pentru bolnavi de COVID-19, fapt care a stârnit o oarecare îngrijorare în rândul localnicilor. Între timp, și autoritățile au acceptat ideea că trebuie să se conformeze deciziei Ministerului Sănătății. Pentru orice comunitate, cred că este un șoc în momentul în care auzi cuvântul COVID și că unitatea spitalicească din localitate va fi transformată în spital COVID. Pe de altă parte, trebuie să acceptăm că la nivelul întregii țări există o strategie și există un guvern care trebuie să pună această strategie în practică. Ne convine, nu ne convine, în cazul de față mai mult nu ne convine, trebuie să înțelegem că facem parte din acest joc, dacă vreți, și trebuie să facem, să depunem toate eforturile ca lucrurile să iasă bine la final. Mai mult decât atât, cred că în ultimele zile s-au convins cu toții că într-o etapă în care cu siguranță ne vom înscrie în curând, toate spitalele publice din țară vor trata persoane de COVID. Problema cea mai mare însă este legată de lipsa unor dotări esențiale, atât în privința aparaturii medicale specifice terapiei anti-COVID, cât și a echipamentelor de protecție pentru o perioadă mai îndelungată, motiv pentru care autoritățile locale au făcut solicitări către Ministerul Sănătății, în subordinea căruia a intrat Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat. Legat de echipamentele și de materialele de protecție a personalului medical, la momentul acesta așteptăm din partea Ministerului sprijin. Au fost făcute mai multe demersuri, inclusiv noi am trimis la Ministerul Sănătății un necesar de materiale și tehnică medicală care trebuie pusă la dispoziția spitalului. Necesarul pentru a face față unui val de pacienți nu este asigurat în acest moment, spun oficialii administrației locale. Noi din resursele noastre am făcut tot ceea ce am putut. Chiar săptămâna trecută au fost achiziționate 2 ventilatoare performante pulmonare, ceea ce crește capacitatea de intervenție a spitalului. Și de asemenea, pentru o perioadă scurtă există materiale de protecție a personalului medical. Dar așa cum spuneam, pentru ceea ce va urma, pentru o campanie de lungă durată și o bătălie, credem noi, intensă, e nevoie de sprijinul Ministerului Sănătății. Cele 2 ventilatoare cumpărate de Primăria Râmnicu-Sărat nu pot rezolva criza aparaturii medicale din unitatea suport COVID-19. De aceea se impune o intervenție imediată a Ministerului Sănătății, care ar trebui să asigure tot ceea ce este nevoie pentru o perioadă mai îndelungată. La momentul acesta sunt 4. Foarte puține. Foarte puține, la o secție cu 15 paturi de ATI este nevoie cu siguranță de mai multe. Nu pot să comentez, nu am informații de la sursă. Eu sper ca la momentul acesta Ministerul să fi reușit să pună toate aspectele acestea într-un format în care foarte curând spitalele să fie dotate. În prezent, la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat sunt internați 3 bărbați diagnosticați cu coronavirus.